În dimineața zilei de 6 noiembrie, anul Mântuirii 2004, icoana Maicii Domnului din catapeteasma bisericii din satul Pârcovaci, județul Iași, a lăcrimat. Oamenii locului au deslușit în fel și chip această minune. Ridicată în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a tuturor sfinților, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, și vecii vecilor. Poate că atunci când trupele sovietice au ocupat România și au instaurat la scurtă vreme un regim supus Moscovei Roșii, credincioșii ortodoxi din vechiul ținut al Hârlăului bănuiau că nu le va fi prea bine. Dar sigur că nu-și imaginau forța cu care fiara ateistă a lovit credința pe care o împărtășeau de veacuri. Războiul însuși fusese o experiență dură pentru mulți dintre ei, iar teritoriul dintre Prut și Nistru, a cărui eliberare o doriseră atunci când au plecat la luptă, fusese răpit din nou. Un deal din apropierea Hârlăului se numește Basaraba și pe culmea lui, un preot vrednic năzuiește să ridice o mănăstire în amintirea alteia mai vechi, ctitorită în vremea lui Ștefan cel Mare. Asta pentru a sădi în conștiința generațiilor care vin învățăturile istoriei celor de dinaintea lor. Mănăstirea lui Ștefan cel Mare se afla pe vechiul drum dintre Suceava și Hârlău și suntem convinși că domnul de la Suceava poposea din când în când și pe aici pentru a se închina la sfintele icoane. Lăcașul a fost închinat în veacul următor la Sfântul Munte, iar după reforma lui Cuza a fost părăsit de călugări, s-a ruinat și s-a pustit. Deocamdată, pe dealul de unde se vede Basarabia, s-a înălțat o biserică din lemn, iar un meșter al locului a împodobit-o cu o cruce frumoasă în altar și cu o troiță ce străjuiește intrarea în lăcaș. Sticlăria și Pârcovaci sunt două sate din ținutul Hârlăului, despărțite de un deal. Locuitorii lor sunt în cea mai mare parte agricultori și crescători de animale. De veacuri, aceștia au crescut în frica și dragostea de Dumnezeu. Întâmplările vieții, experiențele dure care le-au marcat existența, au modelat într-un fel anume caracterul și sufletul acestor oameni. Unii locuitori din satul Sticlărie au deprins arta sculptatului în lemn. Au început să ridice troițe, cinstind jertfa de pe Golgota a Fiului lui Dumnezeu. Treptat, renumele lor a trecut de hotarele satului. Un bărbat evlavios din satul Pârcovaci, Dumitru Hriscu, a participat la războiul din răsărit pentru eliberarea Basarabiei și a rămas marcat de experiența dură a conflagrației, dar și de evlavia fraților de peste Prut. S-a întors acasă, însoțit de un gând aparte, care îi stăpânea cugetul. El a fost întâi la Odessa și a povenit acasă și a venit și a mai stat acasă, timp de o mai jumate, dar să mai duce, să te o lună acasă, o lună la Botoșani, făcea concentrare. Și și unul după ce a venit, el de la, a plecat, l-a luat, l-a dus la cotul Domnului, când s-a rugat, așa era el, că el era în cea la biserică permanent. Și s-a rugat și a spus, îmi spunea el în gând, când a venit acasă, spunea și mie, una mă gândeam, dacă mai ajung o dată pe pământul României, am să fac și eu o troiță, cum am văzut când am intrat în Basarabie. La toate colțurile străzilor era troiță. Și când am uitat acasă și-o pus în gând, și era greutăți, de, ca pe timpul războiului, am făcut troița asta. Pe timpul comuniștilor, adică
cum să spun eu, au luat-o, au luat sfinții de aici și i-au ars într-un cuptor. O cetățeancă, ca să facă o ispravă mare. Femeia care l-a luat, l-a dus acasă și l-a vărât în sobă. L-a vărât în sobă, când a încăput cu mâinile așa. Și o ați până așa și pe urmă l-a înturnat altfel. La o lună de zile, fraților, i-a înțăpinit fata așa. Când a murit, i-a rupt mâinile de la coate de ei, le-a pus pichet. Și a pus-o răsuflat, că cu cine a fost și cu cine, da? Dumnezeu l-a bătut, pe urmă i-a murit o vacă, pe urmă mai multe. Tatăl meu s-a dus la mănăstiri, a purtat slujbe, în sfârșit a stat de vorbă cu popi, cu călugări, cu toți acolo și i-a explicat despre ce este vorba. Călugării au spus, apun, și frate, și noi am să fim goniți de pe la biserici. Și noi am să fim goniți. Asta face numai comunismul, de-a mâncat și comunismul. Când a venit înapoi, el a făcut o altă troiță și cu alți sfinți, bineînțeles, că aia fiind arși. S-a dus iar din nou la omul cel care a făcut sfântul ăsta, la sticlărie și au făcut altul și ne-am pus altul. Apoi pe timpul comunismului, cum a spus băietul, a venit primarul care era coman. A venit ea care era aici în țară, făcem treabă. Omul nu era acasă. Și de tot, să mutăm troița de aici. Ori un grad la biserică, ori să o duc la cimitir. Au vrut să dărâmi din nou troița, că nu se cuvine să stea în fața școlii și a grădiniții. Deși pământul unde s-a construit grădinița este al părinților mei. Eu i-am stat atunci, că el tovarăș, eu zic, nu-s tovarăș cu neata, neata ai mașină, ai cât ești mai mult, ești primar. Dar eu sunt o tarancă, care poate am muncit pentru treaba asta și am muncit. Dacă vrei să o iei dumneata, poftim el. Tata nu a vrut să dărâmi troița, el a trimis meseriaș. Meseriași care știau ce importanță are această toiță și nici ei n-au vrut să o dărâme. Erau angajați acolo, i-au pus vie să o strâși de ei, să o iei. Oamenii când au auzit că au pățit femeia și aia chestia asta, nu s-au apropiat. Troița ridicată de Dumitru Hriscu și familia sa este cea mai veche din satul Pârcovaci. Astăzi, urmând exemplul acestei familii, și alți locuitori ai satului au început să ridice troițe. Toate sunt sculptate de același meșter din satul Sticlăria. Sculptura în lemn lucrez din 80, de când am terminat la Iași școala. Am lucrat 10 ani la combinat, la toate lucrările care sunt acolo lucrate. După 90 am venit acasă, aici, la atelier, și am început pe lucrările bisericești. Am început cu biserica la Băureni, Catapiteasma, tot ce ține de mobilierul bisericesc de acolo. Din 90 încoace am lucrat numai pentru biserici. Unde s-a iscat lucrările în zonă. Paralel cu lucrările astea mai mari, așa au venit troițele. Am început cu crucele la Sfântul Altar, Sfânta Crucii, tot Mântuitorul din lemn sculptat, sfinții. De acolo s-a trecut latura asta, la troiți. În vechime se obișnuia ca la răspântiile sau la răscrucile drumurilor să fie puse cruci ca creștinii trecând prin fața lor să se însemneze cu semnul Sfintei Cruci și să rostească o rugăciune pornind la drumul sau la activitatea pe care o au de desfășurat. Un mucenic al credinței ortodoxe în anii comunismului a fost și părintele arhimandrit Vartolomeu Dolhan,
originar din satul Pârcovaci. El a pictat în anii 60 ai secolului din urmă biserica de aici. Terminând la biserică lucrările la pictură, care am lucrat cu moșul, preotul Dohan, el a plecat la serviciul lui, i-a dat post, iar eu am rămas acasă și a rămas discuția între noi, că dacă a fi, să facem o troiță la fântână, să fie aici, care, după cum s-o mai văzut pe alte părți, asta a fost o mulțumire față de Dumnezeu, când i-a ajutat și am terminat biserica la Pârcovaci, de pictat cu moșul din împreună, la care am zis să rămână ceva și pe urma mea, numai pe alu moșul. După ce icoana Maicii Domnului, din biserica cu hramul Sfânta Pulheria, din satul Pârcovaci, a lăcrimat în toamna trecută, credincioșii de aici au înțeles că trebuie să se apropie mai mult de Dumnezeu, iar rugăciunile lor trebuie să se îndrepte în mod special către Născătoarea de Dumnezeu, cea căreia sabia durerii și întristării i-a sfâșiat sufletul privind la răstignirea fiului său iubit pe dealul Căpățânii. Am mers la biserică în sat și m-am închinat la Maica Domnului și o lăcrimat Maica Domnului. Și am venit acasă și i-am spus soțului, măi, uite că uite așa, așa la biserică o lăcrima Maica Domnului. El de la un timp, așa, tot auzând și auzând, a zis că să fac o troiță. Eu am zis, cum să faci tu troiță când tu înjuri, mai bei, n-ai tu cum voi să faci troiță, zic. Ei, el nu s-a uitat la mine, tot așa eu ținut-o în gând, tot că el face troiță și face troiță și eu ai stat Dumnezeu și-a făcut troița. De la un timp eu m-am îmbolnăvit și sunt cam bolnavă și mă rog la Maica Domnului de una și seară și dimineață să mă fac bine. De regulă, o troiță îl înfățișează pe Mântuitor în poziția în care acesta a acceptat să ia asupra sa păcatele lumii. De data aceasta, meșterul popular a reprezentat-o pe Maica Domnului cu pruncul în brațe. Iisus are chipul matur și în felul acesta este prefigurată chenoza sa, trăită la cea mai mare intensitate de Maica sa. Aceasta lăcrimează în icoane din când în când, arătându-ne că ne-am îndepărtat de la calea dreaptă, care nu poate fi decât aceea a smereniei, evlavii și a credinței adevărate.